Moldova Sport v-a făcut părtaș prin transmisiune directă la meciul dintre Zarea Bălți și Saxon Cea Dărlungă, din etapa cu numărul 20 a diviziei naționale. Partida nu a început bine pentru echipa lui Oleg Fistican, Zarea reușind să deschide scorul în minutul 16 prin reușita lui Boghiu după o bâlbâială în careul advers. Bamba trece în viteză, are opțiuni, Bamba și ocazie importantă, gol! Zarea! În minutul 73, arbitrul partidei a dictat penaltă la poarta lui Buză, după ce un fundaș al coțofenilor l-a faultat în careu pe Onică. Lovitura de la punctul cu var a fost perfect executată de Bamba. Antrenorul formației din Cea Dărlungă, Oleg Fistican, a menționat că echipa sa nu a reușit să-și finalizeze momentele create în timp ce adversarul a izbutit să o facă. Хорошая игра получилась. Две команды пытались играть в футбол. Мы, к сожалению, не могли реализовать свой момент. Соперник реализовал. Но я думаю, что зрителям понравился. Igor Ahaev a remarcat că mai este nevoie de lucrat până ce formația sa va juca fotbalul pe care îl poate. Игра, я думаю, для зрителей была открытая. Туда-сюда было, я думаю, что понравилась игра зрителям. Это самое основное. Ну, но я думаю, что мы с этой победой должны почувствовать, что мы можем играть в футбол и хороший, красивый футбол, который мы достойны. În urma acestui rezultat, Zarea a obținut prima victorie din campionat după pauza de iarnă, în timp ce Saxon rămâne lanterna roșie fără nicio victorie la activ. De această victorie...